găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena. Deși e vară, deși e cald, oamenii serioși sunt plecați prin concedii, noi stăm pe baricadele teatrului și continuăm discuția despre teatru din interiorul teatrului. Astăzi e un invitat la care țin foarte mult, un invitat pe care îl urmăresc de foarte mulți ani, să tot fie vreo 10-15 ani de acum, un invitat complex cu o multitudine de fronturi deschise în artă. A fost actor, a devenit regizor, e un cunoscut pedagog și lista, cum veți vedea pe parcursul emisiunii, poate continua. Vi-l prezint pe Octavian Jighirgiu. Bine ai venit, Alvin. Bine te-am găsit, Călin. Ce mai faci? Cum dănuiești pe vreo insulă exotică? E perioada cea mai aglomerată cumva semestrului 2 dintr-un an pedagogic universitar, pentru că acum avem licențele, urmează admiterile. E o perioadă intensă, e o perioadă de comisii și comiții și comitete. Da, eu sunt convins că mulți dintre milioanele de telespectatori care se uită la emisiunea aceasta au un deja vu când te privesc. Te asociază, cred, încă cu scena Teatrului Național, unde un număr de ani ai fost un actor și un actor deloc rău. Mie, în calitate de critic vorbesc acum, mi-au trezit interesul foarte mult din rolurile pe care le-ai făcut. Unde a dispărut actorul Octavian Jighirgiu? M-aș lega de cuvântul folosit de tine, fronturi pe care evoluezi. Le-aș spune șantiere. Nu, actorul Jighirgiu n-a dispărut. E un șantier, e în lucru. În mine se produce, s-a produs o mutație, să spun așa, de interes, un centru de refocusare pe o altă direcție, dar nu am pierdut suflul, cred, sper, să nu fi pierdut suflul actorului care inițial a încercat să glăsuiască în mine înainte de orice altceva. Am intenții în acest sens, numai că ele tot sunt amânate, dar odată și odată sunt convins că am să reintru puțin în arenă. Ultima mea amintire cu actorul Octavian Jighirgiu ține, dacă nu mă înșel, de acele variațiuni enigmatice în care împreună cu Emil Coșeru făceați o lecție live de actorie. Era formidabil de înalt discursul vostru actoricesc. Da, un spectacol drag mie. N-a fost un cântec de lebădă, sunt convins de asta. În schimb, am lăsat deschisă această perspectivă în ideea în care celelalte colateralele, fronturile, șantierele pe care le-am deschis nu mă sufocă, nu mă obligă să fiu prea împrăștiat. Deci, cumva, această perspectivă e deocamdată în stand-by, cea a actorului Jighirgiu. Acel spectacol e, fără doar și poate, o frumoasă ieșire din ring pentru o perioadă. Adică am ținut și țin la el. Nu, dar există, se spune, Tavi, că odată ce ai ieșit din ringul ăsta, cum îl numești tu, al actoriei, e foarte dificil să te reîntorci în actorie. Actoria e o chestie de cantonament continuu. E adevărat? Cred în lucrul ăsta. Am avut exemple în imediată vecinătate de actori care au renunțat pentru o perioadă sau au fost îndepărtați pentru o perioadă din zona asta de bătaie, de luptă, și revenind nu și-au găsit suflu, nu și-au găsit, cum să spunem, mijloacele la fel de proaspete. Încerc deseori evaluări sau autoevaluări în ceea ce mă privește ca actor. Am intenții în acest sens în viitor apropiat. Ba chiar de curând m-am jucat puțin într-unul din spectacole de licență ale studenților mei, intervenind actoricește. Chiar în două spectacole. Chiar în două, da. Intervenind actoricește cu câte o morală. Vezi că încă te urmăresc, adică mă urmăresc, sunt ochii pe tine. Mă urmărești, știu, am văzut asta și într-un fel sau altul cred că există aici o reciprocitate. Adică suntem într-un studiu permanent. Cei care în momentul ăsta avem într-un fel sau altul destine în mâini, pentru că amândoi suntem profesori, da. Și atunci obligatoriu. Acum, Tavi, tu întotdeauna ai fost un actor cu personalitate. E personalitatea ceva, personalitatea pronunțată, ceva care incomodează la un moment dat actorul sau îl face să tânjească spre altceva ori? Personalitatea pronunțată aș traduce-o ca ego. Eu cred foarte mult că de la un punct încolo prea puternicul ego actoricesc
înnăbușă șansa actorului să fie, nu știu, deschis spre noi și noi șantiere, ca să le renumesc așa. Cred că în ceea ce mă privește personalitatea a cedat de multe ori, sau acest tip de personalitate pronunțată, cum îi spui tu, a cedat de multe ori în fața unor regizori care m-au expus, m-au vulnerabilizat, m-au pus să mă regândesc la mine. Ca... cedarea ca și compromis, așa? Nu, definești? Nu o văd ca formă de compromis. Sau ca negociere, ca... Nu, o văd ca formă de reinventare atunci când simt că am început să clișeizez în mine gânduri, intenții, un fel de a fi pe scenă. Hausvater este un, Alexander este unul dintre oamenii în mâinile căruia m-am lăsat ca o plastilină la un moment dat, după ce am pus o rezistență crasă, pentru că a venit cumva cu bombardamente în, peste mine, cu atacuri reale, între ghilimele evident, dar care la un moment dat s-au dovedit a fi foarte bune lecții pentru mine de cum reinventezi mijloace, de cum reinventezi un fel de a gândi scena, teatrul, actorii și așa mai departe. Și alți regizori au făcut asta. Am cedat atunci personalitatea, sau mai bine, ego-ul meu a cedat în fața forței cu care venea cineva cu o propunere altfel decât... Bun, acum eu nu ți-ascund că unul din regretele mele în clipa în care tu ai plecat provizoriu sau definitiv, asta rămâne viitorul să o probeze, da, ai plecat din zona teatrului, am simțit o pierdere, simțeam că un actor cult pleacă din breasla asta în care actorii culti au devenit, din păcate, și o spun cu regret, o realitate. E o formă... Sau tocmai pentru că erai actor cult, ai plecat din brutală, zona asta. Să zic așa, e o formă dură. Asta de a exprima felul în care eu m-am retras pentru o perioadă. N-am plecat cu totul. Asta o repet. Sunt în momentul acesta, în, cum să zic eu, într-un dialog cu mine pe tema actor versus regizor, pentru că predau în continuare și arta actorului și arta regiei la școală, evident că ambele dimensiuni mi se pare importante la nivel de practică. Și atunci cumva reactivez actorul. Reactivez încet încet actorul, dar la un moment dat va trebui să reintru în arenă în mod concret, adică să mă reangajez în lucru, cum să zic eu, în chimia asta actoricească, diferită complet de cea a regizorului. Culturalitatea poate fi și un dezavantaj al actorului? Pe locuri, da. Gândirea excesivă, sau mai bine conceptualizarea excesivă, blochează, creează niște blocaje. Clar că, bună ziua, că traseul de libertățile sunt inhibate atunci când știi prea mult. Libertățile de joc, de exprimare ludică. Eu am auzit teoria asta de la regizori respectabili în spațiul românesc, care îmi spuneau că admiră foarte mult actorul cult, însă lucrează greu cu actorul cult, care are tendința să pună bariere culturale în relația cu regizorul. Am pățit asta ca regizor. Adică știu dimensiunea, știu perspectiva cealaltă, cea din sală, omului care coordonează. Mi s-a întâmplat ca în relația cu niște actori care aveau un volum informațional suficient de mare și aveau convingeri tocmai din acest motiv, să opună rezistență la propuneri, la forme de joc, joacă, la dezvoltare și activare de ludic. Adică am pățit asta, știu ce înseamnă și fenomenul e real. Nu cred că mă caracterizează ca actor, în schimb. Acum, uite, vorbeam ediția trecută cu doamna Werner, colega noastră de la Facultatea de Teatru, pentru dumneaei, actoria e o chestiune prin excelență de practică. Evident. În același registru al praxisului definești actoria? Da. În schimb, aș muta, aș descentra de aici puțin interesul și l-aș muta pe o altă zonă, și anume m-aș gândi, dincolo de practica efectivă, m-aș gândi puțin și la ceea ce înseamnă revenirea în școală, sau mai bine zis, revenirea la deceurile specifice școlii, la întrebările esențiale. Adică, dincolo de practică, mari actori în lumea asta se reîntorc din când în când la ceea ce a însemnat odată educarea lor. Revin, revizitează forme de reeducare sau de educare scenică. Pentru că în momentul în care ca actor formulezi un de ce, tu automat te-ai dus în zona teoretică. Așa este. Numai că intrând în jocuri alături de studenții pe care îi coordonez, alături de echipele pe care le coordonez și ca actor, pentru că îmi creez sau reușesc să mă adun în felul ăsta actoricește în diferite momente în care trebuie să arăt, de exemplu, sau să intru pentru a experimenta ceva înainte de a-i da indicația unui actor sau unui student. Acolo sunt actorul, Jighirgiu, actorul care se joacă, actorul care caută, actorul care descoperă sau nu, și cumva
această latură cred că reușește să mențină la o temperatură măcar mocnită flacăra actoricească. De aici sper să reușesc să revin într-un fel reinventat. Sper. Bun, acum trebuie să admiți că experiența actoricească reprezintă un fundament foarte onest și foarte util pentru dimensiunea ta regizorală. Da. Construiești foarte mult plecând de la acumulările tale ca actor. Totuși, cum a apărut? Ai avut întotdeauna tentația asta spre regie sau a survenit în urma unor experiențe particulare, a unor contexte? Am și fost pus în situația de a coordona, adică obligat într-un fel să preiau frâiele unui grup de actori. Asta s-a întâmplat atunci la începuturile Ateneului, dacă ți-amintești, când Benoît Vitz, prietenul nostru drag și al tău și al meu, crea cumva o zonă de pionierat acolo în dealul Tătărașului. Da. Și am fost unul din cei care s-a afiliat instantaneu ideilor de acolo. Ideilor. Îți plăcea atmosfera de acolo? Îmi plăcea atmosfera, îmi plăcea libertatea, îmi plăcea bucuria lui Benoît și felul în care vedea el arta, cultura. Și un fel de inocență foarte străină nouă, o puritate de asta. Exact. Clovnescă, de-a dreptul, aș spune. Da. El este un clov contemporan. Corect. De altfel, a și fugit cu circul când era foarte, foarte tânăr din orașul natal. Revenind, acolo am fost prima dată pus în situația de a coordona regizoral echipe de teatru. M-am angajat cu bucurie și teamă. Am văzut că, odată, că îmi place și, doi la mână, că nici nu sunt chiar străin de zona asta. Și ulterior au apărut promoțiile de studenți. Era începutul anilor 2000, undeva 2003-2004, deja prima promoție de studenți care încheia la clasa domnului profesor Constantin Popa, unde eu intrasem asistent, am fost pus în situația să coordonez un spectacol de licență. Și atunci am înțeles, sau mai bine zis, am dat piept cu o realitate de care m-am îndrăgostit. Cea a viziunii de ansamblu, big picture-ul, cum se spune la americani. Da, și din acel moment, practic, am cultivat în mine dorința, nevoia, intenția, concretizată ulterior prin facultatea de regie pe care am făcut-o. Bun, acum, nu sunt deloc puține cazurile în care actorii migrează spre regie, însă frecvent o fac și din perspectiva asta economică, care așează cumva actorul într-o zonă de frustrare financiară în raport cu câștigurile unui regizor, cel puțin în spațiu românesc. Da. Sunt niște discrepanțe, știi foarte bine, mari. A contat și chestiunea asta la tine? A contat. Mai este un amănunt, apropo de frustrarea actorului. De multe ori ești coordonat, adică de multe ori, hai să nu arunc așa o... Frecvent. Ești coordonat de oameni pe care ajungi să nu-i creditezi în stare să te conducă pe un traseu solid, real, teatral, actoricesc. Foarte neplăcută situație. Foarte neplăcută situație. De multe ori, actorii simt nevoia să facă asta pentru că realizează că există și multă impostură în regie. Și există, fără doar și poate. Adică... Bun, după aia ai făcut și ai făcut secția de regie a facultății de teatru, cumva ai oficializat relația asta incipientă cu regia. Dacă ar fi să numești trei dintre spectacole definitorii pentru stilul regizoral Octavian Jighigiu, care ar fi făcute de tine, evident? Da. După cum știi, îmi place, sau în orice caz cochetez cu o zonă un pic mai non-conformistă de teatru. Licența în regie am dat-o în Baia Turcească cu o adaptare a Zilului de Noapte a lui Maxim Gorki. Scoat se numea. Da? Foarte provocator. Un spectacol al tânărilor furioși sau neînțeleși sau care au o problemă cu... cum să spune, cu normele, în care nu se încadrează. Era o utilizare excelentă a spațiului. Astăzi nu te-ar mai lăsa nimeni să faci teatru în astfel de spații riscante, da, din perspectiva ISO. E adevărat. Mi-aduc cu mare plăcere aminte de acel spectacol și cred că e unul din spectacolele care mă, zic așa, mă explică ca mod de gândire teatrală. Un altul, care este oarecum din aceeași zonă, s-a întâmplat, s-a produs în depoul RATP din Iași, unde deja în urmă cu niște ani de zile am adaptat în scenă un text al lui Cătălin Mihuleac, Ultima țigară lui Fondan. Da. Și iarăși acolo am avut un tip de vulnerabilitate și vulnerabilizarea de asemenea către ceilalți colaboratori, pentru că ei au fost expuși într-un spațiu ostil din toate punctele de vedere. Și s-a născut ceva frumos din acest angajament împreună într-o aventură cu final necunoscut. Dacă în scenă, în cutia italiană, la adăpostul instituției de cultură, șansele să nu iasă
țin strict de capacitățile regizorului și așa mai departe, aici erau multe alte forme de ostilitate vis-a-vis de proiect. Adică aveam șanse să pur și simplu să răcim, să ne îmbolnăvim în acel spațiu. Dar tocmai asta devenea motivantă, nu? Da. Sau diverse alte bariere birocratice, de exemplu, că am avut nevoie de multe aprobări să intrăm în acea hală, în acel depou. Iar un al treilea spectacol de care sunt îndrăgostit, sau mai bine zic, nu îndrăgostit, cât, cum să spun eu, atașat emoțional, pentru că acolo a fost un research, o documentare serioasă pe o temă socială, de impact social, cea a persoanelor cu cecitate, a nevăzătorilor, este complet alb, da. Pe care l-ai jucat în, cel puțin eu l-am văzut, în sala mare a primăriei municipiului Iași. Pentru prima dată, într-o premieră, în 3-4 reprezentații, după care l-am plimbat prin foarte multe spații, fără legătură cu teatru. E genul de regizor care pleacă de la spațiu, pentru că, uite, toate cele trei exemple pe care mi le-ai dat țin de spații neconvenționale, neștanțate teatral, oficial, instituțional. În primele două cazuri, da. În primele două cazuri m-a inspirat și spațiul Băiei Turcești și cel al depoului. În cel de-al treilea, nu. Acolo identificarea problemei și lectura unui roman extraordinar, care într-o noapte mi-a spus cum va fi spectacolul, m-a invitat să-l fac. Deci ideea, să spun așa, conceptul este cel de la care am pornit în complet alb, spre deosebire de primele două dăți. Deci nu este o regulă. Nu pornesc neapărat de la spațiu sau neapărat de la text, sau uneori pornesc de la actori. Adică oamenii pe care i-am în față îmi dictează un traseu, o linie, mă provoacă să-i coordonez într-o anumită direcție. Și așa se nasc diverse alte producții, inclusiv la aici în școală mi se întâmplă asta, pe când de la materialul clientului, cum spunem, să hotărăsc ce voi monta cu studenții la licență. Uite, bună oară, mi-e evocabil oricând mi se pare și spectacolul 3 pe care l-ai făcut cu Andreea Dare și pe care eu l-am văzut într-o primă fază de construcție în hala, proaspăta hală, dacă pot să spun așa, pe vremea aia abia o luaseră, a celor de la Teatru Fix. Da. Deci iarăși m-ai dus într-un spațiu neobișnuit. Da, el nu a fost gândit pentru un spațiu neconvențional. El a fost gândit pur și simplu ca o, să spun așa, formă de reabilitare a unui text antic sau unui text important, inspirat din tragedia antică, povestea Clitemnestrei, o adaptare sau o revizitare acum, în prezent, în contemporaneitate. Ce ne spune astăzi acea tragedie? Deci eu am plecat pur și simplu de la o mutare de, să spun așa, accent poziționare asupra perspectivei unui personaj tragic. Dar se întâmplă sau s-a întâmplat ca spectacolul să fie pretabil, cum să spun, ușor adaptabil unor spații neconvenționale. Dovadă că tu l-ai văzut sau ai văzut o bucată din el. L-am revăzut și l-a jucat în sala mare a Teatrului Bacovia, Bacău, în festivalul de unde rezista, evident, se modificase mult din percepția mea asupra spectacolului, dar filonul de bază supraviețuia în mod foarte frumos. De altfel, a fost o fericită alegere să participăm în festivalul de monodrame de la Bacău, pentru că acum, de curând, am fost invitat să reiau spectacolul acolo, să-l adaptez pentru sala lor, să intre în regim permanent în stagiunea curentă. Cum citești? Ai pomenit de text tragic, text clasic, antic. Cum citești un text clasic? Mereu de pe pozițiile prezentului sau practicând și o anume smerenie în raport cu textul? Recunosc că mă apropii smerit întotdeauna. Nu, niciodată n-am fost obraznic în relația cu niște autori pe care îi respect. Pălăria în mână în fața lui Cehov. Întotdeauna. Așa am plecat. Deci drumul este întotdeauna cel al respectului de la care pornesc și ulterior al curajului, nu i-aș spune obrăznicie, că nu sunt. Nu cred că sunt un regizor obraznic. Sunt, în schimb, un regizor curajos. Am curajul să readaptez la o realitate a prezentului ceea ce spune textul clasic, respectivul text clasic, dar niciodată nu pornesc cu obrăznicia celui care vrea să-l schimbe, să-l retransforme, să-l rescrie și eventual să-l lase undeva în spate pe Cehov, uitându-l aproape integral. Pentru că Cehov și alți autori, evident, ai dat exemplu Cehov, de asta spun de Cehov. Cred că arta dramaturgiei, ca să spun așa, este esențială în tot ce ține de traseul din gând până în forma finală de spectacol a unui proiect teatral. Scriitura teatrală te tentează? Pentru că există filonul ăsta în care regizorii își fac și dramaturgia. Recent am văzut la Piatra Neamț un spectacol făcut de Radu Afrim pe un text scris de Radu Afrim. Da, niciodată n-am fost pasionat să stau și să concep eu lumile alea
prealabile, ca să spun așa. În schimb, îmi place să mă joc puțin cu textele. Există tentația în ultima perioadă a intertextualității. Încerc să aduc diverse idei sau să combin. Semnal maturității de plină? Sper, nu-mi dau seama, nu m-am gândit așa la... Pur și simplu am simțit tentația de a aduce în diverse texte idei, ecouri ale altor scrieri. Dar nu, să mă apuc să scriu din zero un text, sau mai bine zis, să gândesc un scenariu cu întregul univers pe care trebuie să-l naște acolo, nu, n-am fost niciodată. Și dramaturgul trebuie să aibă pâinea lui. Cred și, într-un fel, respect. Mi se pare că este una din zonele în care, în momentul ăsta, dramaturgii nu neapărat nu sunt în cea mai fericită perioadă a lor. Cumva cam toată lumea a început să scrie. În spațiul românesc? În spațiul românesc, în special. Toată lumea a început să scrie. Toți făcătorii de teatru, cu ghilimele de rigoare, își dau cu părerea pe zona asta sau își montează propriile texte, propriile idei. Spectacole colaj, texte, adaptări, diverse forme de combinare a unor ready-made-uri, texte deja scrise, preluate și readaptate. Parcă nu mai există acea zonă de intersecție frumoasă, organică, naturală, între cel care a scris, între dramaturg și regizor. De altfel, dramaturgul cred că trebuie să stea lângă regizor în chiar momentul facerii spectacolului, realizării spectacolului. E esențial să existe o foarte justă adaptare din mers a ceea ce până la urmă înseamnă viitorul produs comun, copil comun. În spațiul românesc încă există imaginea asta tacită asupra dramaturgului ca un tip care vine cu o servietă, scoate din servietă un text și dispare ulterior. Îl mânează regizorului, bea o cafea, vorbesc despre vreme. Și invita la premieră după aia. Și, în cel mai bun caz, invita la premieră. Dacă nu... Da. În cel mai bun caz îl cheamă și pe scenă la aplauze. Da. Trebuie să amintim. Scenograful ce rol joacă în viața ta, Tabi? Cât e de prezent în viața ta profesională? Am avut bucuria să lucrez cu câțiva scenografi importanți și mai mult decât atât, atât de inspirați încât m-au scos, să zic așa, sau mi-au peticit barca atunci când lua apă. Recunosc asta, adică scenograful este esențial. Este esențial. Sunt momente în care o scenografie bine făcută conduce spectacolul cu maximă siguranță, fără un aport esențial din partea regizorului, spre celălalt mal, ca să-i spun așa. Am văzut dese cazuri. În ceea ce mă privește, relaționarea cu scenograful întotdeauna a plecat de la o idee simplă, fără sofisticăreli inutile, pe care i-am lansat-o, o provocare pe care am lansat-o scenografului și l-am lăsat să zburde, cum se zice. Îmi place întotdeauna întâlnirea cu scenograful cu schițele în mână. Mă bucură și sunt ca un copil care deschide cadoul și urmează să vadă ce au pus părinții acolo sub brad în pom. Întotdeauna sunt surprins de, de onestitatea sau mai bine zis de curajul unor oameni de a-mi propune formule la care nici măcar nu am visat sau nu m-am gândit. La depoul Ieșean, unde ai montat textul către Mihuleac, cu ce scenograf ai lucrat? Acolo a fost o zonă cumva... La scenografii mi se pare cel mai complex spectacol. E adevărat, numai că fiind un spațiu ostil în prima fază, am lucrat cu un arhitect, m-am ajutat de un arhitect. Care a îmblânzit spațiul. Da, Ovidiu Murgu este un fost colaborator dintr-un proiect, un om care a înțeles foarte repede ce vreau și cumva am îmblânzit spațiul făcând niște schițe foarte matematice de adaptare a tuturor modulelor pe care le-am construit acolo. Bănci, diverse plăci de lemn, tot felul de, în sfârșit, stâlpi. Știi foarte bine că acolo era cumva un soi de, hai să zicem așa, reactivare, reconstituire a atmosferei de la Auschwitz. Și toată acea atmosferă, documentată în prealabil, chiar la fața locului, pentru că am fost până la Auschwitz pentru a vedea cu ochii mei ce și cum, a fost regândită ulterior de o minte de arhitect, ca să spun așa, ajutat evident, sau mai bine zis, în directă legătură cu videodesign-ul, cu light design-ul și mai departe. Crezi în tehnologie? Crezi în tehnologiile acestea tot mai prezente, nu le putem ignora în componenta spectacolului? Mi e din ce în ce mai frică de tehnologie. Nu știu dacă e, recunosc că e un gând intim pe care de obicei nu prea îl lansez în spațiu public, dar după ce m-am jucat și eu cu tehnologia sau am încercat să aduc tehnologia în spectacolele mele, uneori chiar, cum să spun eu, la maximă concurență cu personajul viu, cu actorul,
mi-am dat seama că ea, ușor, ușor, prinde, sau fiind din ce în ce mai autoritară în spațiul ăsta al artelor spectacolului, e posibil să, cum să spun eu, să lase în plan secund la un moment dat ființa vie, cum îi spunea Apia actorului. Corpul viu. Ceea ce... cred că esența teatrului rămâne în carnea, în substanța, în trăirea actoricească. Și de aceea tehnologia rămâne într-o zonă, pentru mine cel puțin, o țin la respect. Uh-huh. Adică nu-i dau voie să se instaleze cu autoritate și să-mi ia prim planul în conceptul regizoral. Da, revenind foarte pe scurt la dramaturgie, nu pot să nu ating și subiectul ăsta. Ai o teză de doctorat foarte bună despre Matei Vișni, despre teatrul lui Matei Vișni. Da. În ce relație mai ești cu dramaturgia lui Matei? Păi, pe Matei Vișni l-am curtat și îl curtez în continuare, în permanență. Este unul dintre dramaturgii care cu aplecare prietenească, cu drag, îmi trimite texte. Citesc cu maxim interes textele pe care mi le trimite. Recunosc că sunt acum într-o altă zonă de interes și cumva absurdul liric, poezia asta, teatralității. El stilistic a rămas și conceptual a rămas pe aceeași dimensiune cu care a plecat. Exact. Și e o zonă de care în momentul ăsta m-am îndepărtat, pentru că sunt atâtea alte focus point-uri, să spun așa, ale realității din jur. Da. Și am încercat să merg puțin în zone în care arde mai tare. Adică e mai de interes, să zic așa, subiectul. Un sentiment de urgență pe care îl satisface. Da, da, am simțit această chestie. Complet albul este unul dintre exemple. Dar pe Matei îl revizitez frecvent și am bucuria să descoper până la urmă realități din realitatea înconjurătoare, distilate, evident, în forma lui de artă, o formă specială, cu totul spectaculoasă. Da. Nu sunt în momentul ăsta neapărat nu am gânduri sau nu intenționez să montez vreun text de-al lui Matei, dar Matei este cu siguranță, hai să spunem așa, o gară în care trenul meu va mai opri. Frumos, frumos spus. Și vișnician spus așa. Da. Dar vrei să trecem și la o altă componentă a personalității tale publice, la pedagogul Octavian Jighergiu. Tocmai te desparți de o promoție, de un ciclu. Copiii tăi au terminat anul 3, au dat licența recent. Cum ai descrie promoția asta? Nu știu, să folosesc trei cuvinte, pentru că eu cred că pot esențializa exact descrierea promoției în trei cuvinte. Cuminți, poate prea cuminți pe alocuri, serioși, nu întotdeauna atât de serioși cât aș fi vrut eu, și cu siguranță talentați. Este o promoție dintre cele mai bune ale mele, nu vreau să spun cuvinte mari, sunt convins că și ale școlii, pentru că am primit feedback-uri de la majoritatea profesorilor clasei, că e o promoție de perspectivă. Da, trebuie spus că una din cele două producții cu titlul de licență ați itinerat-o la Sibiu, nu? La Galați în primă fază, la întâlnirea școlilor de teatru, la Sibiu acum la Festivalul Internațional, urmează acum Bucureștiul, chiar poimine jucăm acolo, un festival internațional organizat de UNATC, și în cele din urmă, sau poate nu, vom vedea, la Arad, la Festivalul Școlilor de Teatru organizat de teatru din... Tu cum definești? E o întrebare pe care o adresez constant oamenilor din zona teatrului. Cum definești talentul tău în teatru? Folosim frecvent cuvântul ăsta, dar pare un cuvânt enigmatic, așa, misterios, complicat. Da, așa este. Care sunt semnele talentului? Subiect de dezbatere amplă. Cred că în primul și în primul rând, primul sau cel mai important, din punctul meu de vedere, semn al talentului este adevărul expresiei în comunicare, hai să-i spun așa. Adică, pe înțelesul tuturor, să nu teatralizezi excesiv? Să nu teatralizezi, nu excesiv. Deloc. Dacă se poate să nu văd elementele teatralității angajate în discursul actoricesc, acolo unde m-ai luat de mână din prima, să zic așa, te cred instantaneu că ești în situația respectivă, cu durerea respectivă, cu problema respectivă,
cum să spun, încrâncenarea sau din contra relaxarea respectivă. Deci cred foarte mult că organicitatea, adevărul expresiei, este un prim semn al talentului. E ceva născut la un actor, abilitatea aceasta de a te face să-l crezi? Da, nu cred prea mult în educarea adevărului organicității la actor. Nu cred. Sunt admitanți, sunt candidați care urcă pe scenă în fața noastră, în fața comisiei la admitere și vorbesc cu, pun, sau mai bine zis, conturează o expresie atât de puternică, de autentică, umană, în discursul lor, chiar tremurat de emoții, chinuit de emoții și așa mai departe, încât înainte să deschidă gura în prima poezie, eu spun, acest om are potențial. Îmi spun mie, evident, nu stau să comentez cu toată lumea, pentru că părerile diferă. Foarte mulți sunt cei care cred că a executa într-un timp foarte scurt și cu tot angajamentul o sarcină dată, este o dovadă a talentului. Adică o altă formă de a vedea talentul. Eu cred foarte mult în felul în care mă cucerește din prima omul. Reușește să se uite în ochii mei și să mă convingă de realitatea lui. Acolo cred că stau premisele talentului autentic. Se poate vorbi de, crezi, de o evoluție a artei actorului? Sau cumva s-a ajuns de mult la un maximum al acestei chestiuni și de acum nu facem decât să să diversificăm, să vorbim despre, să... Cred că sunt ecouri ale unui maxim ce se întâmplă sau actoria prezentului, momentului pe care îl trăim acum. Eu îmi spăturisesc că de 10 ani eu nu văd absolut nimic nou în teatrul românesc pe chestiunea de arta actorului. Din moment ce postmodernismul a reorientat, să spun așa, ființa actorului pe o nouă direcție, acum suntem în post-adevăr, adică au trecut niște... Post-dramaturgie, post-adevăr, conceptele se îmbulzesc, e o cavalcadă de noi forme de a privi, să zic așa, actul actoricesc și teatrul în general. Cred că maximum, cum îi spuneai tu, punctul maxim, punctul culminant, a fost atins probabil în perioada de glorie a unei generații care acum dispare încetul, puțin câte puțin, să zic așa. Mă refer la generația de aur, actorilor pe care i-am avut și încă îi mai avem parțial în spațiul românesc. Și evident, asta este la nivel, adică pot globaliza, sunt convins. Generația care vorbește de o generație de platină anterioară, din care se revendică ei. E adevărat, dar după filmele lui, Lucian Pintilie sau ale lui Liviu Ciulei, mai tineri regizori care au, să zic așa, excelat în ultimii ani, nu știu ce vine, nu-mi dau seama ce ar putea veni nou în arta actorului. În expresia, în reformularea expresiei actoricești. Cred că suntem în momentul ăsta în plină perioadă de decantare a acelui vârf. Da, foarte și bine după spus. Această perioadă? Pentru că asta poate să indice și finalul unei arte. Situația asta în care nu mai ai ce să adaugi, nu mai ai ce să aduci nou. E adevărat, dar hai să ne gândim puțin la ceea ce spuneau cei din perioada, sau zic așa, din generația de aur despre cei dinaintea lor. Cred că întotdeauna va exista până la urmă antrenarea de către o generație a unei alte generații, până la urmă se predă meseria ca în teatrul nou, adică e un fel de moștenire culturală, biografică, umană, existențială, care nu are cum să anuleze elementele esențiale ale actului actoricesc. Adică cei de acum sunt, într-un fel sau altul, tributari generației care, să zic așa, predă ștafeta. Deci nu, arta actorului nu e o formă, cum să spun eu, evanescentă de artă. Nu, este fără doar și poate o formă în continuă evoluție, dar când spun evoluție nu mă refer la mijloace. Nu cred că peste adevăr și organic se poate adăuga ceva în arta actorului. Nu văd cum. Adică ce tip de performanță trebuie să facă un actor pentru a depăși orice am văzut până în momentul ăsta în arta actorului? Nu știu. Să cânte, să danseze, să ne cucerească în voce șoptită sau în explozie, furioasă și după ce ar putea urma? Mai e variabila asta a carismei personale. Asta este... Pentru că dacă te uiți la vârfurile generațiilor de altă dată, consta și acum, când ei sunt la senectute, ecourile unei carisme foarte puternice. Uite la Emil Coșeru, da. Are carismă. Uite la doamna Werner, are carismă. Vorbim de zona ieșenă, Petrică Ciubotaru, are carisma lui, Dionisie Vitcu. Fără doar carisma și poate. Lui. E o chestiune din selecția străvechilor admiteri
flerul acelor profesori care aveau și de unde alege. Da. De a vâna studenți carismatici? Da, interesantă ideea asta cu carisma. Pentru că eu am în momentul ăsta în cap câțiva din oamenii pe care tocmai i-am adus, să zic așa, la finalul primilor 3 ani de studii, da? Studenții mei. Într-un fel sau altul, toți au o formă de carismă, sau majoritatea au o formă de carismă. Dacă îmi spun o formă de carismă, mă refer la acea imagine sau la acea individualitate care te lasă să intri în dialog neverbalizat cu ei în sala de spectacol, dar în același timp nu te iau violent de mână și te trag alături. Carisma era ceva pe care se punea mare preț înainte. Așa e. Adică îmi dau seama că despre carismă era într-o foarte mare măsură, probabil inclusiv admiterea, concursul de admitere. Da, probabil. Reușeai să mă cucerești. Căzutul cu tronc. Da, căzutul cu tronc, exact. Nu se mai pune problema așa. E adevărat că această carismă cred că venea și dintr-un soi de luarea lucrurilor așezat. Îi văd pe copiii ăștia preți de 5 minute, la admitere mă refer, sau ulterior în examene, dacă nu sunt neapărat ai mei, și parcă nu am timp să, nu știu cum, să împărtășesc sau să consum cu ei un soi de energie benefică. Aceiași actori, într-o situație dezvoltată, să spun așa, ca durată, ar putea să mă cucerească precum cei pe care i-ai nominalizat, actorii Teatrului Național sau... Dar, când spun ar putea, există și partea cealaltă. Deci e posibil, dar nu e în mod... nu e obligatoriu, să zic așa. Cei din generația veche puneau mare miză pe carismă. Acum îmi dau seama că e un mare adevăr al unei generații care, iată, nu mai face decât să pregătească alți copii sau alți actori. Prieta vei o promoție nouă, da, anul acesta. Cu ce aștepți de la ei? Ce așteptări de la acest nou început, până la urmă? Sunt un optimist incurabil. Nu știu ce, de ce, de unde, cum, în ce fel s-a produs asta în mine. Nu, poate că o perioadă am antrenat optimismul, acum nu mai antrenez, pur și simplu cred foarte mult că din urmă, nu, sau mai bine zis, în continuare, nu sunt hăuri, goluri, ci vin copii talentați. Există o mișcare a liceenilor, a școlilor de, cum să spunem, a trupelor din școli, extraordinară la nivelul României. Da, chiar există copii antrenați de niște oameni dedicați, actori, majoritatea. La Botoșani, întotdeauna, exemplu foarte potrivit. E un vârf, să zic așa, al mișcării. Și iată, din acest bazin, cu siguranță vin copii talentați, copii carismatici, sper eu suficient de carismatici încât asta să fie una din condiții. Da. Și nu, am așteptări mari. Adică sper din suflet că generația care urmează va fi măcar pe măsura celui pe care tocmai am... Tavi, mai avem circa 10 minute din emisiune. Aș vrea să ating pe final împreună cu tine un subiect încă neoficializat. Da. Întâi te rog să mi-l confirmi în mod public. Se vorbește tot mai frecvent în anumite medii teatrale că vei deveni mai repede sau mai târziu directorul artistic al Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Da. E, vrei să-ți confirm dacă e sau nu zvon? Cred că fărbile ar fi să-mi confirm dacă ești în contextul acestor discuții. Sunt în contextul acestor discuții. Am primit invitația din partea managerului actual al instituției să preiau acest portofoliu, funcție, nu știu cum să-i spun. Lucru care mă înspăimântă și mă onorează în egală măsură. Adică încerc un sentiment, o dualitate emoțională așa în mine, e cred că cel mai, nu știu, poate că cel mai provocator parcurs în care m-aș putea angaja în momentul ăsta. Eu, având deja, să zic așa, puțin din toate direcțiile, puțin experiență în toate direcțiile de care aminteai, pe toate șantierele deschise. Plus, un argument, mi se pare că tu cunoști deja destul de bine trupa de la Botoșani și montat acolo. Da. Practic, care ar fi atribuțiile fundamentale ale unui director artistic de teatru în secolul 21? Cred că unul dintre primele, sau poate cea mai importantă direcție, cred că este coagularea, cristalizarea unui mod de a gândi comun în trupa de actori, în trupa de
artiști. Adică reabilitarea unor eventuale legături care s-au fragilizat. Da, s-au fragilizat. Adică dacă există și cu siguranță că în orice teatru există, eu știu, diverse forme de derapaj, dar nu e un derapaj intenționat neapărat, ci mă refer la faptul că întotdeauna există interese diferite în interiorul trupei, diferite sub aspect repertorial, de exemplu, sau de management al instituției. Adică nu toți sunt neapărat de acord cu diversele decizii ale conducerii. Acolo trebuie adus cumva numitorul comun, cred. Adică trebuie să creez un tip de emulație în trupă. Sunt convins că trupa are nevoie de 1, 2, 3, 4, 5 sau mai multe repere valorice la care să se raporteze la fel. Adică să fie cu toții de acord că sunt cumva stâlpii esențiali de care se ține cont, cum e stâlpul din vudu, din ritualul vudu, reperul necesar pentru a putea să ne autocaracterizăm, să caracterizăm ceea ce se întâmplă cu noi, ai identificat niște repere concrete? Da, am identificat. Vreau să intru, dacă se poate, din prima cu o serie de, nu le-aș spune structurări, ci propuneri de revitalizare a sufletului trupei și a teatrului în general. Mă gândesc la câteva ateliere, la o serie de ateliere. Am asistat de curând la câteva masterclass-uri extraordinare. Unul dintre ele s-a consumat în Bacău, nu de mult. Da, e o modă a masterclass-urilor și foarte pragmatică moda asta. Da, da, da. Spectacole făcute în urma unor masterclass-uri care până la urmă sunt dovada via faptului că acei oameni au înțeles într-un timp foarte scurt ce își dorește regizorul sau coordonatorul masterclass-ului de la ei. Și o formă și Botoșan se poate economicoasă de a produce un spectacol. Până da, la... da, am lansat deja discuții în acest sens și sper că imediat cum se va întâmpla și după cum spuneai, se va întâmpla în curând această translare a mea din spațiu ieșean în spațiu botoșenean. Te muți cu totul, cu arme și bagaje? Sau, nu pot să mă mut cu totul. Asta ar însemna să-mi las școala. Cum să spun eu? Da, să închid niște uși în urma mea și nu fac asta, pentru că de aici îmi trag sevele, inclusiv în ceea ce discutam la începutul emisiunii, în actorul care urlă în mine, hai, revino. Nu, nu voi renunța, voi face cumva o îmbinare a celor două planuri cât mai justă. Practic, agenda îmi va dicta, agenda va fi dictatorul suprem în viața mea, va trebui să țin cont de niște cifre până la urmă, să matematicizez programul și cred că voi reuși, mi-am calculat toate. Tu ai și o latură de tehnocrat. Noi am, în diferitele noastre proiecte, ne-am cunoscut și sub aspectele astea, da. Ești un om organizat, așa? Da. Sunt. Tocmai de asta am avut curaj să spun da. Atunci când am fost invitat la Botoșan, am spus da și de aici și gândurile care au urmat. Ce voi face? Care sunt primii pași? Revenind la acești primi pași, consider că cei, cum să zic eu, care vor beneficia în mod direct de curajul meu de a propune instituției niște proiecte serioase va fi publicul, sau cel care va beneficia direct va fi publicul. Publicul din Botoșan este un public cu totul special. Este un public doritor de teatru, este un public avid, aș spune, de teatru. Iată și mișcarea despre care vorbeam din licee, da, este una care dovedește asta. E un public competent. E un public competent și e un public educat. Să nu uităm că Botoșanu are nu doar teatrul dramatic, să spun așa, teatrul municipal, are și o filarmonică, are și teatrul de copii foarte solid. Și o tradiție culturală respectabilă acolo. Da, da. Un brand cultural pe care, din păcate, oficialitățile nu l-au exploatat suficient. Așa este. Aici intervine, știm amândoi, politicul, intervin diverse mișcări în zona asta în care interesele diferă de cele ale comunității. Da. Din păcate. Cred că una din marele probleme ale trupei de la Botoșani și ale publicului de la Botoșani o reprezintă absența spațiului tradițional de joc. Ei joacă într-o sală a sindicatelor ingrată pentru acte artistice de calitate. Da, în realitatea asta aterizez eu. Adică în această realitate voi intra. E destul de brutal modul în care, cum să spun eu, sunt provocat să mă angajez în lupta asta. Da, e o zonă, cum să spun, care am înțeles a fost depășită. E o zonă în care nu s-au înțeles, nu s-au pus de acord
niște planuri la nivel de Botoșani și nu numai, pentru că erau și niște fonduri sau sunt niște fonduri europene acolo în discuție, în joc, dar se pare că lucrurile au intrat pe un făgaș normal, adică sperăm ca în cel mai târziu, eu știu, finalul stagiunii care începe acum în toamnă sau la începutul ei sau undeva spre primăvară să se finalizeze lucrările și teatrul, trupa, totul să intre în noua casă, să-și reia practic cuibul pe care l-a pierdut în urmă cu niște ani de zile. Să revină în livadă. Să revină în livadă, frumos apropo spus. De ce? David, extinzând un pic discuția la teatrul românesc, cât de politizat ți se pare teatrul în momentul de față? Instituțional vorbind. Pentru că trăim o perioadă în care observăm aproape cu regularitate câte un scandal care izbucnește într-un teatru. Cred că afilierea politică este o condiție aproape impusă majorității managerilor de teatru. E o dependență a managerului de autoritatea finanțatoare care, în mod inevitabil, în spațiul românesc, are coloratură politică. Are coloratură politică. Chiar dacă nu ești membru de partid neapărat atunci când ești într-o poziție de genul ăsta, cu siguranță trebuie să fii simpatizant ca să ți se deschidă ușile necesare sau să-ți poți conduce instituția. Faci niște servicii. Da, spune-i cum vrei, e tot o formă de obediență, hai să spunem așa, față de autoritate finanțatoare. Există treaba asta, din păcate ea se perpetuează la nivel destul de, adică se consumă la nivel destul de înalt. Sunt teatre naționale care au tipul ăsta de obediență vis-a-vis de minister, pentru că știm foarte bine că acolo e alt tip de finanțare, dar și în comunități, în teatrele municipale există această supunere a instituției publice sub talpa, să zic așa, politicului. Aici mi se pare mai accentuată relația cu politicul, pentru că toți se știu cu toți, măcar în cazul național, Bucureștiul e undeva într-o distanță nedefinită simbolic cumva, te mai lasă în pace. Dar aici, vrei, nu vrei, și au și aparatul ăsta de a te evalua anual, ceea ce e o formă suplimentară de presiune și șantaj frecvent. De a hotărâ dacă vor sau nu să continue relația cu tine. Funcție de, și inclusiv de cum ai răspuns la anumite solicitări. Sunt convins. Managerul ideal de teatru, Tavi, e un om din zona teatrului sau din zona economicului? Știi că a fost frecvent discuția asta, el e și obligat să aibă studii teatrale mai nou. Da. Tu cum vezi managementul teatral? Cred că managerul trebuie să aibă o legătură strânsă cu economicul, cred foarte tare asta, pentru că manageria nu e tot una cu a conduce partea artistică, repertorială, strategia culturală a instituției respective. Adică sunt două planuri distincte. De aici și locul pe care eu mi-l găsesc concret în ecuația teatrului din Botoșani. Ca director artistic. Ca director artistic. Adică eu cred că știu în ce direcție trebuie să apăs primele pedale, primele butoane, să le spun așa, să caut să dezvolt, rezolv ceea ce voi găsi la fața locului. Pentru că în sarcina managerului intră de foarte multe ori probleme organizatorice care bruiază actul artistic, care chinuie sau sufocă actul artistic. Chiar trebuie să fie două părți distincte. Uh-huh. Și ele să comunice permanent. Adică această parte managerială, cum să-i spunem, financiar-administrativă, ea e direct legată sau determinată de cealaltă parte, care este esențială, politica repertorială și trebuie să admitem, David, că în cele mai multe teatre, contabilul șef sau directorul economic e adevărat un manager. Da, e adevărat. Managerul oficial are mai degrabă o funcție de reprezentare, el deschide ușile care trebuie să deschise. Iar directorul artistic e cumva creierul pe linie de repertoriu. Are și această funcție, evident că trebuie să fie un vector de imagine managerul. Eu cred foarte tare în capacitatea lui de a ieși oricând, să zic așa, în spațiu public și de a-și prezenta instituția cu plusuri și minusuri, coerent și autoritar. Dar, dincolo de asta, eu cred că partea asta cu directorii economici sau contabilii șefi e o epocă care apune. E o epocă. Adică nu pot să cred că se va perpetua. Știu foarte bine, cunosc N cazuri de conducere dintr-un alt birou decât cel pe care scrie manager sau director. Nu, apune epoca
directorilor, să cum să zic eu așa, tiraniei contabililor, să zicem așa. Cred că e un bun final, Tavi, emisiunea asta cu acuzele către zona tehnocrată din teatru. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Îți doresc o vară fructuoasă, răcoroasă, în primul rând. Mulțumesc și eu. Să ne vedem sănătoși în diferitele ipostaze. Doamne ajută. Toată viața în cale. O vară frumoasă și ție. La fel și dumneavoastră, stimați telespectatori, ne revedem sâmbăta viitoare. Toate cele bune!